Slăvit să fie Domnul! Aș vrea să rămânem în continuare lângă Maria și lângă Marta, pentru că ni-s tare dragi unele din femeile Bibliei care se zbat cel mai tare în viața noastră. S-au ajuns, pentru că fratele vorbea despre interpretarea teologică, au ajuns unii la ceartă mare pe Maria și pe Marta. Acum știu că în biserică sunt surori care poartă numele de Maria, dar se comportă ca Marta, nu? Sau auzi care poartă numele de Marta și se comportă ca Maria. Acum mă gândeam de zilele trecute, de când știam că o să predic în dimineața aceasta, mă gândeam la alt text. Da, când m-am întâlnit cu fratele, acum îl cunosc eu pentru prima dată, o zis că e textul acesta și am zis, Doamne, mă gândeam dacă ar fi zis Marta către Domnul, Doamne, ce ai vrea să pregătim astăzi? Că ea cu ăstea s-o ocupa, cu tigăi, cu oale, cu slujirea asta, cu mirosurile. Apropo, dacă ar fi trebuit să intri în casă, lângă cine te-ai fi dus, lângă Maria sau lângă Marta? Nu? Imediat și acum deja te caută Marta cu mirosurile, sper să nu treacă de ora 12, că de ce? Te cheamă Marta acasă. Marta ți-a trimis mesaj să vezi ce am pregătit, nu? Oare dacă ar fi zis Marta către Domnul, Doamne, cam ce avea poftă astăzi? Oare ce ar fi răspuns Domnul? Ce meniu ar fi zis Domnul să facă Marta în dimineața, în ziua aceea? Ce i-ar fi zis Domnul? Aveam scris în Biblie. Ce meniu i-ar fi zis Domnul? Bă, am poftă de nu știu ce. Dar nu, ea s-a gândit cam ce e mai bine. Dar eu în dimineața asta cred în călăuzirea din partea lui Dumnezeu. Și cred că în locul acesta tot ce facem, facem călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Am auzit și prin fratele păstor și prin Duhul Domnului în dimineața aceasta că la cârma slujirii, la cârma slujbelor noastre este Dumnezeu. Mărit să fie numele Domnului. De aceea mi-am notat câteva gânduri aici pe scaun și aș vrea să vin și eu în urma secerătorului să mai strâng două boabe, trei boabe, doi snopi, să știți ceva. Nu-i bai că vor fi două boabe sau doi snopi. Contează să fie din partea lui Dumnezeu. Știi ce e cel mai rău? Să crezi că strângi snopi și de fapt să strângi neghină. Să crezi că strângi boabe de greu și să fie de fapt boabe de neghină. În dimineața aceasta ar vrea Domnul să ne mai vorbească în continuare. Slăvit să fie numele Domnului. Am intitulat câteva gânduri care le am în dimineața aceasta: viața de credință între smerenie și împărțire. Viața de credință între smerenie și împărțire. Găsim aceia două moduri de a sta lângă Domnul Iisus. Găsim două activități care le avea fiecare pe primul loc în viața lor. Să știți ceva, noi foarte mult predicăm de Maria și o dorim pe Maria, dar ne uităm foarte mult pe geam la Marta. Ne uităm foarte mult pe geam la Marta. Suntem fascinați cum reușește ea să întoarcă clătitele, așa-i? Fără să pună paleta pe clătite și le întâlnă. Vedeți? Ne uităm. De unde au avut ăla bani, mă? De și-o luat. Așa-i? De ce? Că te uiți după Marta. Te uiți după Marta. În inima ta e Maria, dar tu te uiți. Cred că o fura pe dincolo. Cred că s-o ocupa cu cine știe ce prostie. De unde are asta atâția bani să facă atâta mâncare? De unde are? Știți că noi suntem foarte tare caracterizați de Marta? Dar să știți ceva, Dumnezeu nu se uită la ce facem în primul rând, ci se uită la cine suntem. Înainte trebuia să spuneți amin. Dumnezeu nu se uită la ce facem, că mulți fac multe acte grozave din astea filantropice, mulți construiesc diferite lăcașe de cult și n-au nicio legătură cu Dumnezeu. N-au nicio... Oamenii aplaudă, îi îmbrățișează și zic, da, Domnul ăsta ne-o zugrăvit biserica, ne-o pus cupola bisericii. Zice Dumnezeu, nu mă interesează, nu mă interesează. Pentru că Dumnezeu nu se uită întâi la ce facem și se uită la cine suntem. Uitați-vă, dacă ne uităm aici în textul acesta scurt de 4 versete, de 5 versete, o să vedem că spune Biblia că Marta era ocupată cu slujirea. Știți că Dumnezeu nu are nevoie de oameni ocupați? Nu are nevoie Dumnezeu de oameni ocupați. Dom'le, n-am putut să vin la biserică, sunt ocupat. Ești ocupat. Unii n-au venit de dimineață că sunt ocupați, că li frică că din septembrie se închide iară piața de mașini
Și sunt ocupați, că au mers la oci, că la vechituri și ei toată viața lor s-au ocupat cu vechiturile. Cu vechituri. Și mai cum... Acum ai disperat că dacă se închide din septembrie, nu mai poate. Și el e ocupat. Dumnezeu nu are nevoie de oameni ocupați. De câte ori n-am zis și noi, Doamne, nu pot că sunt ocupat. Dar am nevoie de tine. Nu pot că sunt ocupat. Nu. Știți ce? Cu ce era ocupată Marta? Cu ce suntem și noi ocupați? Cu traiul bun. Cu traiul bun. Era ocupată cu traiul bun. Cu oalele. Nu vedeți că și noi suntem ocupați cu oalele? Dacă vă aduceți aminte de pe vremea lui Ceaușescu, știți că Ceaușescu, deși era om departe de Dumnezeu, ajuta pocăiții să stea în voia lui Dumnezeu? Nu le dădea multe oale. Știi că nu îți dădea multe oale? Ce zicea? N-ai voie două case, n-ai voie două proprietăți. Tu vrei să-ți cumperi, că aveai bani strângi la ce? Dar zicea Ceaușescu, nu, o oală. Și n-aveai voie cine avea mașini, era șmecher, nu? Era tare pe poziție, nu? Dar nu-ți dădea voie. Zicea, nu, nu multe oale, tu nu știai de ce nu. O venit libertatea și ți-o dau oale. Și uitați-vă unde am ajuns. Ne ocupăm tare mult cu oalele. Știți unde era problema Martei? Când avea legătură cu oalele, sub oale era ceva. Știți ce era sub oală? Știți ce? Focul. Știți că sub fiecare oală, uitați-vă surorile, când aprindeți aragazul, da? Aprindeți mai multe focuri, așa e că una vi se arde, sigur vi se arde, că nu răzbești cu toate. N-ai cum să răzbești cu toate focurile. N-ai cum, dacă ai aragazul ăla mare cu 5 ochiuri, ăla lung pe mijloc, sigur unul ți se arde. De ce? Sunt prea multe focuri, că sunt prea multe oale. Să știți ceva, noi ne cumpărăm oale și diavolul ne aprinde focuri. Știi că diavolul îți aprinde foc sub oală? Îți plac oalele? Da. N-o să ții minte. Sub fiecare oală, diavolul vine și îți aprinde focul. Vine și îți aprinde focul și îți ia toată libertatea, toată puterea, toată dragostea pentru Dumnezeu. Că tu ai pus oala, mai vreau. Știți pe cei trei tineri în cuptor? Știți cu ce i-o legat? Spune Biblia că i-o legat cu ce? Cu izmenele lor. Nu alu alții? Nu. Le-au fost dragi hainele. Și au zis, cu ăstea vă legăm. Cu ăstea vă legăm. Ăstea vi le plac. Ăstea vă legăm. Știți că lucrurile alea cu care ne-am obișnuit nouă și ne aduc plăcere, ne aduc bucurie, știți că alea frumoase ori ajuns să ne lege să nu mai simțim prezența lui Dumnezeu? Ori ajuns să ne lege în vremea aceasta încât să nu mai avem legătură cu Dumnezeu? Tu nu mai poți veni în casa lui Dumnezeu să te bucuri de mesaj, de cântare, de prezența lui Dumnezeu? Că tu ești cu izmenele, cum îmi stă? Nu sunt șifonat, n-am cumva scame pe mine. Și tot în continuu oalele îți dă de lucru. Tu nu poți auzi cuvântul, de ce? Că-i focul pe la oală. Tu trebuie să fii atent, nu cumva să te descopere, nu cumva să te prindă frații. Și tă cu focul și tă cu oală. Vreau în această dimineață să ne uităm la numai atâta de mult la Marta, cât să ne uităm la noi. Uitați-vă câte focuri s-au aprins în casele noastre când aveai o oală. Erai om liniștit, erai om plin de pace. Cu cât se s-au înmulțit oalele, cu atâta sunt focurile mai mari. Și apoi, Doamne, stinge-ne focul. Păi vrei să se stingă focul? Aruncă oala. Cum să arunc oala, Doamne? Cam plătit pe ea. Cum să arunc? Că eu m-am ridicat la un nivel foarte sus. Cum să dau cu oala de pământ? Păi dacă vrei să se stingă focul, dacă ți-i dragă oala, ține de oală. Dar oala întotdeauna, să țineți minte, vine la pachet cu focul. Ce oale luăm în viața noastră, noi vom duce și focurile alea. Cu cât, uitați-vă, Maria n-avea treabă, nici oală n-avea, nu? N-avea nimic, dar se bucura de Domnul. Te uiți că are o soră 1100 de lei pensie, că trăiește poate pe ajutor, pe pensie de handicap cineva și se bucură în Dumnezeu. Vine la casa lui Dumnezeu ăsta, nu mănânc, poate nu mânca banane și portocale de ani de zile. De el vine și se bucură la casa lui Dumnezeu. Știți de ce? Că n-are foc. N-are foc, că n-are oală. Are puține oale, din astea se mai îngrijorează și el de asociație. Astea sunt focuri mici, care puține oale. Dar nu vedeți că oamenii cu mai multe oale, să nu zic frații cu mai multe oale, cu cât ne adunăm mai multe oale, cu atâta sunt focurile mai mari, cu atâta sunt îngrijorările mai mari, cu atâta e depresia mai mare. Uitați-vă, asta era, o să vedem imediat cum arată un om cu inima împărțită.
Că o să ne uităm și la Maria, dar ne uităm la Marta și de fapt ne uităm la noi, oamenii cu inima împărțită, ăștia cu, de la o oală la alta. Nu pot, sunt foarte ocupat, nu mai răzbesc. Păi de ce nu mai răzbești? Că nu mai știu de care să trag. Nu mai știu pe care să o întorc. Nu mai știu cum să rezolv. Și te uiți la Maria, n-avea nimic de rezolvat. Pentru că ea era împărtășie cu Domnul. Știți ce îmi doresc? Îmi doresc să lăsăm oalele noastre și să luăm mâna lui Dumnezeu. Pentru că să știți ceva, mâna lui Dumnezeu e mai mare decât oala ta. Dumnezeu te poate binecuvânta într-o zi cât ai munci un an de zile. Dumnezeu te poate binecuvânta într-o clipă cât ai sta la vânzare în Oci cu o duminică dimineața să-ți vinzi nu știu ce pantalon scurt și ceva vechituri ce ai tu prin casă. Nu alerga după oale, să țineți minte, oalele întotdeauna vor veni cu focuri. Marta era și cu oala, dar era și cu foc. Un om cu inima împărțită, vă spun numai câteva gânduri despre cum arată omul cu inima împărțită. Și o să vedeți, nu Marta, noi, pe noi o să ne regăsim. În primul rând, omul cu inima împărțită este frustrat. Omul cu inima împărțită este frustrat. Auziți ce spune cuvântul Domnului? Vine cuvântul Domnului aceea și spune așa. Marta era împărțită cu multă slujire. A venit repede și i-a zis, Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Auziți ce spune aici? Doamne, nu-ți pasă? Știi ce arată asta? Nu îngrijorare, nu. Arată în primul rând frustrare. Era o femeie frustrată. Știți că sunt mulți oameni care sunt frustrați în casa lui Dumnezeu? Și vin cu frustrarea lor. Nu, Doamne, lor li se pare că ei sunt autoritari. Ai zice Marta și fratele amintea că Marta au avut un curaj. Dar știi că omul frustrat n-are curaj. Și ăla vine cu frustrarea. Ăla de aia are tupeu, nu curaj. Vine și spune, l-am pus la punct, Doamne. I-am zis-o direct în față. Dar uită-te în spate. Nu cumva sunt oalele alea care le-ai tăt încins acasă, la lucru, în societate. Și tu ai venit și ai răbufnit în casa lui Dumnezeu? Nu cumva ai adunat frustrare în viața ta? Ai stat în casă lângă tata, spune Biblia de fiul cel mare din Luca 15, că ăsta a stat în casă lângă tata. Dar era frustrat, că la un moment dat a răbufnit. Ca și Marta, ca și noi, a răbufnit fiul cel mare și a zis, o viață ți-am slujit. O viață ți-am slujit, la ăsta i-ai pus vițelul, mie nu mi-ai dat un ied, ceva mărunt, te-am slujit, v-am spălat, v-am curățat, v-am zugrăvit, v-am făcut de toate, am dat bani cât n-o dat nimeni, știi ce arată asta când reproșezi? Că ești un om frustrat. Doamne, dar asta era împărțită cu slujirea. Auzi, știi că sunt mulți care sunt frustrați din cauza slujirii? Doamne, li se pare că ei fac cel mai mult. Nu fă cel mai mult, fă ceea ce trebuie. Biblia spune că Maria făcea nu mult, dar făcea ceea ce trebuia. Dom'le, dacă ești bun și ești chemat într-o direcție, păi ține-te de direcția asta. Zice că Marta era împărțită cu multă slujire. Nu lua mai mult decât poți. Nu lua mai mult decât ți-o da Dumnezeu. Nu lua, nu te crede tu, pentru că la un moment dat o să ajungi să fii frustrat. Ești frustrat acasă? Ești frustrat și în biserică, ce ai acasă aduci la biserică și nu că nu a fost ok predicatorul, nu că nu a fost ok cântarea, dar pe tine te deranjează orice, pe tine te deranjează absolut orice. Uitați-vă în viața oamenilor care aruncă cuvinte din astea tăioase, țepușuri, sulița după tine, în spatele lor, dacă te uiți cu ani în urmă, în viața de familie, dacă te uiți în slujirea lor, undeva s-o aduna frustrarea. Undeva de aia reproșează, nu-ți pasă, nu-i păsa la Domnul, păi îi păsa, că dacă nu-i păsa, nu intra la el în casă, îi păsa, dar ea o aduna frustrare. Omul care cu inima împărțită adună frustrare, pentru că s-a ocupat de prea multe, de prea multe tigăi, o vrut să fie văzut bine și de biserică, o vrut să fie bine și cu ea de afară, o mai mers cu ei la câte un chef, o mai mers și la cina Domnului, dar o adunat amărăciune. O adunat amărăciune și asta o dat în frustrare. Și-o venit și-o arunca cuvinte, ție nu-ți pasă? Oare asemenea cuvinte trebuiau adresate Domnului? Doamne, ție nu-ți pasă? Păi el a venit în lume, știți de ce? Că i-a păsat de noi. Slăvit să-i fie numele lui. De aia a fost el în casa lor, că le-a păsat de ele. De aia ne-a salvat pe noi, că i-a păsat de noi. Și noi venim să-i spunem, Doamne, dar eu te-am predicat pe tine, dar eu am dat pentru tine, știi ție, nu-ți pasă acum de mine? Ba da, lui Dumnezeu îi pasă. Dar uită-te lucrurile care le-ai făcut și nu o zici Dumnezeu să le faci. Uită-te în viața ta ce o zici Dumnezeu să faci și ce ai făcut. Uită-te cât o zici Dumnezeu să faci și cât ai făcut.
Păi normal, că omul cu inima împărțită adună frustrare. Știți ce mai adună omul cu inima împărțită? Adună și îngrijorare. Știți că femeia asta era îngrijorată? Pentru că atunci când ești frustrat, frustrarea-i soră geamănă cu îngrijorarea. Nu, atâtea tigăi, nu, eu când mai gat? Eu când mai gat atâta mâncare? Eu când mai gat atâta pregătire? Nu mai am când să gat. Auziți ce spune cuvântul Domnului? Numai o pagină în capitolul 12, versetul 22 și 23 din Luca 12. Spune cuvântul Domnului așa. Iisus a zis apoi ucenicilor, de aceea vă spun, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca, nici cu privire la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Și auziți acum, viața este mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Știi ce zice Domnul? Luați tigăile de pe foc, luați oalele de pe foc, cu oricâtă mâncare bio, oricât ai mâncat tu de bine. Viața nu-i mâncarea bio, viața nu-i restaurantul. Zice Domnul, mi-am trăit viața. Păi dacă vrei să trăiești viața, viața adevărată e lângă Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Asta e viața adevărată. Și-a venit Domnul și-a zis, nu vă mai îngrijorați. Nu. De ce? Pentru că viața voastră nu-i mâncarea, nu-i băutura. Doamne, dar atâtea oale avem, atâtea le avem. Și uitați-vă, din cauza lucrurilor care le avem, din cauza aia ne îngrijorăm. Nu mai răzbim, nu mai răzbești să plătești impozitele, nu mai răzbești să plătești taxele, nu mai răzbești să plătești, nu mai răzbești să ții în top frumusețea că te-ai zbârcit. Te-ai zbârcit și ești îngrijorat că-ți pleacă de pe cap odoaba care ai dus-o în fiecare săptămână la coafor. Vezi că-ți rămâne în piaptă și tu ești îngrijorat că ai fost frumusețea bisericii și vezi că ai pălit. Și a zis Domnul, nu mai pune preț pe ăstea, aruncă oala asta la gunoi. A zis, viața nu-i frumusețea, viața nu-i mâncarea. Și a zis Domnul, dar nu-i ăstea, Domne, coafor, freze, haine, îmbrăcăminte, cât mai luxoși, nu vedeți? Că zoalele cu care ne ține diavolul legat. Domne, și avem și scuze. Dar ce vrea Dumnezeu să fii murdar? Nu, nu vrea să fii murdar. Dar nu vrea să ai foc sub oală. Nu vrea să ai foc sub oală. Nu îl terorizezi pe bărbat. Nu au avut bani luna asta de coafor. Tu ești gata, bufnată. Nu mai vrei nici să vorbești cu nimeni. Ești gata să nu mai iei cina Domnului. Că ai venit necoafată la biserică. Sau, mă rog, mai știu eu ce alte lucruri. De ce? Pentru că, să știți, frustrarea, omul cu inima împărțită, atrage în inima lui. Inima lui e plină de frustrare. În al doilea rând, e plină de îngrijorare. Nu, eu când mai termin? Toți ți se pare că au timp, tu nu mai ai timp. Așa-i? Te uiți și zici, bă, normal că ăla poate merge la biserică. Că la n-are atâtea. Păi normal că nu-i trebuie. Nu-i trebuie. Lui trebuie casa lui Dumnezeu. Te uiți că vine marțea. Tu nu vii, n-ai fost. Tu nu vii joia. Tu vii numai la litera ta. Tu vii numai atunci că ai scuză. Domnul, eu zic numai la litera. Și ești bucuros că e numai pe litera ta. În rest, nu mai vii la casa lui Dumnezeu. Și zici, da, dar ăla poate merge, Domne. Eu nu am timp. Păi normal că poate merge. Știi de ce? Că o să vorbim la sfârșit. Partea cea bună ține de alegere. Nu pus-o Maria să-i zică, ia-ți oalele și du-te că eu nu pun mâna pe oale. Nu, nu. Fiecare a mers în direcția în care a fost canalizat, în care i-a fost inima. O zice, tu ești cu oalele? Nu, du-te cu oalele. Nu știu cu ce ești. Ești cu oalele? Plângi după capace că nu mai ai capace să mai acoperi câtă mizerie ți-o băga diavolul? Nu mai ai capace așa mari să acoperi oalele alea care fierb și nu le mai poți opri? Știi ce aș vrea în dimineața aceasta? Să facă Domnul o eliberare. Să ne dea Domnul puterea să alegem partea cea bună. Să lăsăm oalele și să ne prindem de mâna lui Dumnezeu. Măriți să fie numele Domnului. Știți ce au mai făcut Marta și facem și noi de multe ori? Marta a început să arate cu degetul. A început să arate cu degetul, pentru că omul cu inima împărțită întotdeauna va arăta cu degetul. Și a zis, Doamne, nu-ți pasă că cine? Sora mea nu mă ajută. Dar cine te-a pus să gătești atâta? Cine te-a pus să macini atâta? Păi dar soră mea nu mă ajută. Nu soră ta. Nu-i vinovat de starea ta nici frate tău, nici soră ta, nici păstorul, nici comitetul, nici dirijorul, nimeni. Tu ți-ai ales partea asta. Nu da vina. O veni Marta și o zis, nu, zice, ia-i de vină. Ți se pare că numai tu faci. Toți în biserică sunt niște puturoși. Tu faci cel mai mult. Fă, dar nu da vină pe nimeni. Lasă degetul să arăți cât faci tu și cât nu faci altul. Nu.
Marta a zis, nu-ți pasă că sora mea nu mă ajută. A zis, Domnul, nu, nu avem o problemă. N-am venit să vă sting focurile, n-am venit să vă iau alele de... Fiecare își duce hotărârile care le-a luat. Direcția pe care s-a pornit, aia o duce în viață. Domne, dacă m-ar fi căutat păstorul, păi eu altfel și așa. Nu, tu te-ai dus cu alele tale. Nu poate nici păstorul, nu-ți poate lua nici slujitorul, nu-ți poate opri focul până n-arunci tu oala. Câtă vreme te ții de oală. Totdeauna o să arăți cu degetul. Totdeauna te arăți cu degetul, se puiza, domne, am zugrăvit, eu am făcut. Păi cine te-a pus? Fă numai cât poți. Oare aia a fost chemarea lui Dumnezeu pentru tine? Ce folos că ai făcut multe lucruri pentru Dumnezeu. Dar după aia scoți ochii, nu? Tipic românesc. Da, domne, ți-am făcut. Ce folos? Ce... Totul se șterge, totul pică la pământ. Omul cu inima împărțită este omul care arată cu degetul. Așa e că poate ieși și tu și tot arăți cu degetul. Domne, din cauza lui ăla, m-a lăsat baltă cu lucru. M-a lăsat, păi cine te-a pus ei atâta de lucru? Cine te-a pus să te ridici la un nivel așa de mare? Cine te-a pus să te arăți în fața oamenilor un om așa de important? Și acum nu poți să-ți face față. De ce? Ți-ai luat o oală prea mare și nu o poți umple. Ai deschis un sac prea mare și nu poți umple. Te-ai arătat un om impecabil și n-ai putut să te menții impecabil, nu? Lasă, rămâi așa, o zis Marta, zice, Maria, ia stătea jos, nici măcar pe scaun. Doamne, o femeie stătea pe jos. Știi ce o zis? Eu nu vreau să mă dau alta. Eu nu vreau să mă arăt că s-o cucoană din aia și-o... Nu, o zis, eu stau jos la picioarele Domnului. Știi câteodată s-ar putea să fii luat în batjocură că stai la picioarele Domnului. Dar o să vedem imediat că vin răsplătirile lui Dumnezeu. Omul care trăiește smerit niciodată nu-i ocolit de Dumnezeu. Niciodată nu-i ocolit de prezența lui Dumnezeu. Marta a fost și noi suntem oamenii care arătăm cu degetul. Și știți ce a mai făcut Marta și facem și noi de multe ori? Pierdem lucrurile de valoare. Pentru lucrurile fără ținem de lucrurile fără valoare și le pierdem ălea de valoare. Pierdem lucruri de valoare și păstrăm ălea fără valoare. Știți ce a zis Domnul Iisus? A zis, ea și-a ales partea cea bună care nu-i se ia. Care nu-i se ia. Ea și-a ales o parte care nu-i se ia. Tu zici, da, Domne, dar tot e-s bune, nu toate e-s bune. Știi care sunt cele mai bune? Cele mai bune, vorbea fratele de cele două substantive din ebraică, nu? Cele mai bune, știți care sunt? Alea care nu se pierd. Dacă frumusețea se pierde, nu-i cea mai bună. Dacă banii se pierd, nu-s cei mai buni. Te folosești de ei, dar nu-s cei mai buni. Dacă la un moment dat pământul intră din proprietatea ta în proprietatea altuia, nu? Apare pe OLX și imediat se vinde. Să știi că nu-i cel mai bun. Dacă ai lucruri care le pierzi, să știi că nu alea cele mai bune. Oricât ai ține de ele, oricât ar fi de frumoase, mașina, numai ce ai luat-o și deja vezi că s-a trecut unul cu cuiul și și-a scris numele pe mașină la tine. Îți dai seama că ești terminat, ești la pământ. De ce? Astea-s lucruri bune, dar nu-s cele mai bune. Și spune Biblia că Maria și-a luat alea bune care nu se iau. Tu poate investi foarte mult în lucruri care se pierd. Nu-s alea cele mai bune. Nu-i cea mai proastă investiție. Să investești în ceva, în ceea ce pierzi repede. Eu ar vrea și noi venim în locul acesta ca să investim în lucruri care nu se pierd. Și asta e împărăția lui Dumnezeu. Măriți să fie numele Domnului. De aia spunem noi, vie împărăția ta. Adică să vină în noi împărăția ta. Sau să trăiască vie împărăția ta în inimile noastre. Păi dacă ești cu oala, de unde împărăție? Dacă suntem tot cu focul, de unde împărăție? Să știți, Dumnezeu nu-i curios de lucruri impecabile. Că oamenii încearcă să facă lucrurile impecabile. Șervețele, pahare, domne, îți pune 3-4 furculițe, nu mai știi cu care să mănânci, nu știi de ce să atâtea, nu? Asta făcea Marta, furculițe, domne, noi facem o masă deosebită. Și a zis, domne, nu-s curios. Pentru că Dumnezeu nu-i curios de plating, de cât ai aranjat tu mâncarea pe farfurie. Nu-i curios Dumnezeu, ci Dumnezeu se uită care-i direcția inimii tale. Se uită Dumnezeu în dimineața asta spre mine, care-i direcția inimii mele. Pentru că noi putem arăta la exterior, Dumnezeu nu-i curios de exterior. Să știi ceva, se vede pe ce direcție suntem și ce am adunat, se vede știți unde? În încercare. În încercare se vede ce am făcut în viața aceasta. Pentru că, să știți, când ești sus, toată lumea te aplaudă.
dacă întreci în încercare, când nu-i nimeni lângă tine, atunci se vede adevărata ta valoare. Haideți să vedem ce a făcut Domnul Iisus cu astea două femei, cu Marta și cu Maria. Le-a luat după ce a vorbit cu ele, după ce a prânzit cu ele, le-a luat și le-a dus în încercare. Și spune Biblia că fratele lor într-o zi a murit. Și iar apar amândouă în peisaj, amândouă una lângă alta. Marta, tă frustrată. În Ioan 11 zice că era tă frustrată. Nu i-a trecut frustrarea. Că omul care tă cu oala și nu dă drumul la oală și peste 20 de ani îl întâlnești, frate, o să vezi, poate ai prieteni care au fost frustrați, o să-i găsești acum, tă frustrați. Tăt cu probleme care i-ai avut în România și o să zici, bă, dar ăsta nu s-a schimbat deloc. Ne uităm în Ioan 11, zice că moare Lazar, fratele lor, și iar amândouă una lângă altă. Spune versetul 20 așa, când a auzit Marta că vine Iisus, iar a fost prima. Când a auzit Marta că vine Iisus, i-a ieșit înainte. Ioan 11 cu 20. Să vedeți ce a făcut Marta, Maria. Zice, iar Maria ședea în casă. Uitați-vă atitudinea omului lui Dumnezeu. Întotdeauna va fi omul care nu se grăbește. Care nu se grăbește să arate cine el. Nu se grăbește să arate. Are Dumnezeu momentele lui. Când Dumnezeu ridică oamenii lui. Auziți? Dar Maria, când a auzit că vine Iisus, i-a ieșit înainte. Iar Maria ședea în casă. Marta a zis lui Iisus, Doamne, iar frustrată, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Tot cu aceleași probleme. 30 de ani cu aceleași probleme. 30 de ani cu țandăra sărită. L-au așteptat. Când au văzut, nu, aceeași problemă. Frate, nu? 30 de ani. Eu trebuia să fiu păstor în biserică. Dar cu aceleași probleme. Eu trebuia să dirijez, da? M-o dat ăla la o parte. Eu trebuia să recit. Tă cu aceleași nimicuri. Tă cu aceleași frustrări. 30 de ani. Eu zic, dacă n-ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu îți dă impresia că s-o mai ameliorat. Dar nu s-o ameliorat. Zici, bă, cred că o îmbătrânit. Nu mai e el așa tăios. Tătăios. Și eu zic, dar acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu îți va da Dumnezeu. Iisus i-a zis, fratele tău va trăi. Și o zic, știu, a zis Marta, că va învia la înviere. Lasă-ne cu poveștile astea. Îți dai seama că nu s-a reabilitat. Îți dai seama că Marta au avut tot aceeași direcție. După 20 de ani, după o aduce în încercare. O aduce Dumnezeu vremea încercării și peste Maria și peste Marta. Acolo în încercare se vede ce fel de oameni suntem, frații mei. Acolo în încercare. Să știi ceva, oala nu te ajută în încercare. Vă mai spun încă o dată, oala nu te ajută în încercare. Spunea fratele păstor despre cei care sunt în comă. Du-te cu oala și du-i diamantanul cu bani. Du-i aloe vera și scoate-l din comă. Du-i mâncarea aia preferată și scoate-l din comă. Te mai ajută? Nu. Toată viața ai fost cu oalele. Du-te în vremea necazului, tă cu oala. Tă cu oala să vezi dacă ce oală te mai ajută în vremea de necaz. Când îți duci copilul la groapă, ce oală te mai ajută? Când vine boala peste tine și încercarea, toate oalele crapă, toate oalele pălesc, nu te mai bucuri de nimic, absolut nimic. Miercuri seara am predicat la un priveghi lângă Câmpeni, la Moți, acolo în Ardeal. Am fost la un băiat de 21 de ani. Murise într-un accident stupid, teribil, dureros, de neimaginat. Era premiant și era olimpic, era cel mai bun la Academia Militară în București. Dintr-o familie de pocăiți cu 4 copii, cânta băiatul ăsta la acordeon și îl sluja pe Dumnezeu. Și-o mers în săptămâna trecută, marți, o mers să-l ajute pe un prieten, pe un frate acolo să fasoneze niște scândură. Ei se ocupă acolo foarte mult cu lemn și fasonau niște scândură. După ce au fasonat scândura, la un moment dat, cum s-au întors, ce au făcut, s-au împiedicat și au căzut cu spatele în pânza de la circular când era pornită. Și pânza aceea de circular l-a tăiat în două. 21 de ani. Cel mai mare. Era mândria și bucuria casei. Am fost la el la priveghi și am predicat, m-am uitat spre el, un băiat cât stejarul. Era cu mâinile pe piept și rece. M-am uitat spre părinții lui și erau oamenii, plângeau. Dar erau oameni cu nădejde. Știi de ce? Că prioritatea lor nu au fost oalele. Prioritatea lor în vremea de necaz, acolo se vede ce a fost prioritar în viața ta.
Ce au fost prioritar în viața mea? Plângeau, erau distruși, dar aveau nădejde, plângeau cu nădejde, ne-am îmbrățișat și au spus, știm că așa o hotărâ Dumnezeu. Cânta, era nevoie de El în biserică, era nevoie de El la slujire. Dar auziți, recunoaștem că e suveran Dumnezeu. Recunoaștem că rămânem să ne încredem în Dumnezeu. Să-ți duci copilul la groapă, ori veni la înmormântare, mi-a trimis cineva ieri poze, ori veni soldați, colegi de-ai lui, oameni care se instruiau pentru armată. Vreau să-ți spun ceva, când îți duci copilul la groapă, nici o oală nu te mai ajută. Nici o oală, știi ce te ajută în vremea aceea? Picioarele Domnului. Dacă ai stat la picioarele Domnului, vei sta în picioare în vremea necazului. Dacă la vremea de timp liber ai stat la picioarele Domnului, în vremea de necaz, îți spun, vei sta în picioare, vei avea putere să stai în picioare. Pentru că auziți ce spune cuvântul Domnului, aceea de la versetul 28. După ce a spus aceste vorbe, Marta s-a dus și a chemat în taină pe sora ei Maria și i-a zis, a venit învățătorul și te cheamă. Ce frumos sentiment! Să ai momentul când îți spune învățătorul, acum e vremea să te ridic pe tine. Asta s-o tă băgat în față, n-ai reușit, că n-ai putut, n-ai cum să o dai la o parte, lăsați-o în pace cu discuțiile ei, lăsați-o, nu mai poți schimba. N-ai ce, lasă-o să bată din gură. Dar zice, vino că eu te cheam. Ce frumos să simți în dimineața aceasta la Elim că Iisus te cheamă. Ce frumos în dimineața aceasta să înțelegi că Domnul vrea să renunți la oală. Că El are mâna pregătită de binecuvântare pentru tine. Și nu neapărat bani, nu neapărat mâncare, nu neapărat lux pe pământul acesta, ci are cel mai bun loc, îl are în brațele Lui, îl are lângă El și spune, eu pe tine te chem că vreau să stai lângă mine. Dumnezeu nu te cheamă cu oala după tine, ci Dumnezeu te cheamă cu o inimă smerită. Ne uităm acum scurt de tot, numai fugitiv vă spun, ce-a făcut Maria? Maria, știți ce-a făcut? Maria îl iubea pe Domnul Iisus. Știți că poți sluji fără să-L iubești pe Domnul Iisus? Îs oameni care slujesc fără să-L iubească. Pentru ei e mai important cât ori dat decât dacă au o relație personală cu Dumnezeu. Pentru ei e important. O văzut păstorul, băi, frate Ilie Vlad, m-ai notat acolo cu roșu cât am dat. M-ai notat acolo, domnule, când se uită păstor să mă vadă că am sărit în evidență cu multe zero. Îs oameni care sunt interesați de slujire fără să-L iubească pe Domnul Iisus. Maria zice că îl iubea, de aia a avut puterea să meargă lângă El. Nimic nu a împiedicat-o să ajungă la picioarele Domnului. Știți ce face omul smerit? Și pe omul care este smerit, Domnul îl îmbracă cu putere. Omul smerit e îmbrăcat cu putere din partea lui Dumnezeu. Să vedem, numai vă spun fugitiv, ce avea Maria, ce putere avea Maria din partea lui Dumnezeu? Știți ce putere avea Maria? Prima putere, primul lucru care l-a avut Maria, o avut puterea să tacă. O avut puterea să tacă. Asta era gata să izbucnească un scandal, să izbucnească cearta, dar Maria o avut puterea să tacă. De unde a avut puterea asta? Când puteai să-i spui, stai că și eu te-am ajutat la cartofi. Și eu ți-am curățat cartofii, și eu ți-am curățat ceapa, uite cum plâng, uite lacrimile, nici acum nu s-au dus. Și eu te-am ajutat, nu mai te spune, nu mai întă reproșa. Nu, o avut puterea să tacă. De unde a avut puterea asta? Știți de unde? De la Dumnezeu. Să dai replica, e foarte simplu, dar să taci, e numai putere de la Dumnezeu. Când poți să-i spui, când poți să-l pui la punct, tu să ai puterea să taci și să lași pe Domnul să rezolve. Era Domnul acolo, zis, eu nu trec, sunt din ăștia care trec peste Domnul. Domne, știu că intervine Dumnezeu, dar lasă-mă până intervine, că poate moare ăsta și nu mai pun la punct. Poate trece din viață. Nu? Maria a avut puterea să tacă. Numai dacă e Dumnezeu în tine, în vremea conflictului, ai puterea să taci. Numai dacă te îmbracă Dumnezeu cu putere, poți să treci testul în fața bărbatului care vine băut acasă. Numai dacă e Dumnezeu în tine. Eu știu ce îmi doresc? Ca Duhul lui Dumnezeu să ne copleșească în dimineața aceasta. Să ne dea puterea să tăcem atunci când e Domnul lângă noi. Mă citeam de dimineața acasă, am citit despre David și de Shimei. Și așa m-a răscolit. De unde a avut David puterea când ăsta arunca cu bolovan după el? Când vântura vânt, când arunca blesteme după el, spune, și după toți slujitorii împăratului. Pătăți îi făcea, nu, capă românește, da? Cum îi venea lui? Numai, da? Și Shimei îi blestema. Și vine Abishai și spune, mă duc și-l omor, mă duc și îl pun la punct. Știi ce a zis David? Nu-l pune tu la punct, că Domnul e de partea mea. Nu-l pune tu la punct cât e Domnul lângă mine, că poate Domnul l-a pus să mă testeze. Poate Domnul l-a pus ca să mă blasteme. Lasă-l să mă blasteme, că știu că Domnul e lângă mine. Ce dureros să simți că e Domnul lângă tine și tu încă să mai sari.
încă să-ți mai faci dreptate, să n-ai puterea aia să zici, Domnul-i de partea mea. Și-a zis David, poate Domnul va întoarce bine pentru mine blestemele astea. Și le-a întors Domnul, le-a întors, pentru că i-a dat puterea să tacă. Puterea care a avut-o Maria, a avut puterea să tacă. În al doilea rând, știți ce a mai avut puterea Maria? Ce putere a mai avut Maria? A avut o putere extraordinară. A avut certitudinea că este în voia lui Dumnezeu. A avut certitudinea că ea este în voia lui Dumnezeu. Cum la picioarele Domnului cântăți cu în lux, tu să mai stai la picioarele Domnului, să mai cauți voia lui Dumnezeu, când toată lumea se căsătorește pe Facebook, tu să mai întrebi pe Domnul, să, ce Domnule, pe Instagram ai ales, ai dat click, ai dat, te-au venit, te-au căutat, te-au curtat, te-ai căsătorit. Tu să mai cauți voia lui Dumnezeu. Știi ce a zis Domnul Iisus? Ea și-a ales, adică ea a mers și a zis, voia asta o iau pentru mine. Voia asta o iau pentru mine. Și a avut întotdeauna, indiferent cât a fost scandalul de mare, indiferent cât au fost reproșurile de mari, ea a avut puterea și a crezut cu toată puterea ei. A avut certitudinea că este în voia lui Dumnezeu. Întotdeauna omul smerit are certitudinea că e în voia lui Dumnezeu. Chiar dacă lucrurile nu se întâmplă întotdeauna cum le vrem noi, ci întotdeauna ai puterea să rămâi în voia lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de Iosif în temniță? O venit într-o dimineață, eu m-am tot gândit, ăsta și-o pierdut tinerețea. Și-o pierdut tinerețea în locurile, în pușcărie. Și putea să se plângă toată ziua. Dar au văzut într-o dimineață pe unul mai trist ca el. Pe doi, de fapt, erau mai triști ca el. Și au zis, de ce sunteți întristați pe paharnic și pe pitar? Au zis, de ce sunteți întristați? Păi știi, uite, am visat fiecare câte un vis. M-am gândit, că dacă era Iosif român de-a nostru, știi ce îi spunea? Auzi, dacă știi câte vise am eu, eu nu mai pot, eu sunt tânăr, voi sunteți la pensie aproape, lăsați-mă în pace cu vi. De unde puterea asta să vezi și să-l ridici pe altul când tu ești în necaz? Când tu ți-ai mâncat tinerețea, când tu ți-ai mâncat anii buni în pușcărie, de unde? Știi de unde? Că ai certitudinea că ești în voia lui Dumnezeu. Și dacă ești trântit jos la pământ, îi tot Dumnezeu lângă tine. Iosif a avut puterea să ridice și să încurajeze pe alții. C-o știut că el e în voia lui Dumnezeu. Își păstra inima curată, își păstra duhul smerit. Și să știți ceva, știți ce a mai avut Maria? Ce putere a mai avut Maria, ultimul gând? A avut puterea de a merge până la capăt. Maria a avut puterea de a merge până la capăt. Știți unde o găsim pe Maria? O găsim și în casă la farfurii, la mâncat. Poate o fi... Nu știm dacă le-o mai gătat Marta mâncarea de făcut, le-o fi dat cu prosopul, faceți-vă voi, mă. Că mă tă chinuiți de ani de zile, faceți-vă voi. Nu știm, nici nu ne dăm cu părere. Poate o fi gătat mâncarea și-o mânca toți în pace și în liniște, asta mai frustrată, nu știm. Dar o găsim pe Maria și în casă, o găsim și la mormântul lui Lazar. Dar știți unde o mai găsim pe Maria? Și la crucea Domnului Iisus. Știți ce arată? Că a avut puterea să meargă până la capăt. Mulți se încep la picioarele Domnului și știți unde gata? La oale. Mulți încep jos la Domnul, la picioarele Domnului și termină cu oalele lor. Dar știți ce vedem de Maria? Cu a avut puterea să tacă, a avut încredințarea că e în voia lui Dumnezeu. Dar a mai avut ceva, a avut puterea să meargă până la capăt. Știți că Maria a stat lângă Domnul acolo la cruce, cu alte femei, împreună cu alții. Dar au fost și ea printre oamenii care au mers până la capăt. Pentru că să știți ceva, vine o vreme când Dumnezeu ne va chema. Vine o vreme, iau înțeles că vine o vreme când Dumnezeu o va chema. Când ne va chema Dumnezeu, să știți, când vom pleca din lumea aceasta, nu mai contează câte oale ai avut lângă tine. Că nu merge înaintea lui Dumnezeu și nu vom pleca din lumea aceasta cu oalele după noi. Nu! Te-ai coafat o viață și te pune în sicriu ciufulită toată. De ce? Pentru că nu-i pasă de tine. Pentru că tu ți-ai ales partea rea. Vine unul care miroase alcool și îți dă un costum de 100 de lei pe tine și tu, numai batista la tine costa 100 de lei. Și el îți dă un costum șifonat, nici măcar nu ți-l calcă. Îți dă cu mâna prin păr și îți pune baticul sub barbă și te bagă în sicriu. Și tu toată viața ai umblat după lux. Tu toată viața ai umblat după afirmare. Toată viața ai umblat ca să fii sus. În ziua când vom pleca din lumea aceasta și ne va chema Domnul acasă, să știți ceva, nu contează ce oale am avut, nu contează câte oale, nu mai asta e important, știți ce e important? Ce am ales în viață. Dacă am ales partea cea bună, să știți ceva, cu partea cea bună ne vom întâlni în împărăția lui Dumnezeu. Dacă l-am ales pe Domnul Iisus și ne-am pus viața în mâna lui Dumnezeu, vine vremea când El, Fiul lui Dumnezeu, ne va întinde mâinile și ne va chema acasă. Ne va primi în slavă la El. Nu poți cu oalele, ci poți numai cu Domnul Iisus.
Să ne ajute Domnul să alegem partea cea bună. Și cu partea cea bună, asta nu ruginește, nu crapă la foc, nu, ci asta rămâne în inimă. Cu asta ne vom întâlni în împărăția lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze. Amin.